Este spectacol pe cerul capitalei. Cele mai importante momente din show-ul aviatic le puteți vedea în direct la Antena 3 CNN. Evenimentul reunește peste 100 de aeronave civile și militare, dar și 150 de piloți și parașutiști. Este un spectacol de forță aeriană în care ași aviației din România și din alte state vor încânta spectatorii cu un show unic. Acolo, să știți că se află și colegul meu, Radu Tiliță. Radu, bun găsit! Care este atmosfera acolo? Știu că temperatura este foarte ridicată, dar sunt convinsă că merită să fie acolo în acest moment. Și tu și toți cei care au ajuns. Bună ziua, Maria! Bună ziua, Maria! Bun găsit tuturor! E clar, nici nu mai contează câte grade sunt afară, asta chiar dacă temperatura a trecut deja de 35 de grade, cel puțin aici pe pistă se simte undeva la 40-42 de grade. Chiar și așa, atmosfera este greu de descris. Cei mici sunt extraordinar de încântați. Părinții și ei sunt fascinați de tot ce se întâmplă pe cerul liber. Am văzut piloți români care au făcut acrobație extraordinară, făcute unele dintre ele pentru prima oară la BIAS 2023, o ediție aniversară a 13-a ediție a acestui eveniment, însă și piloții străini și-au arătat talentul lor în acrobație. Cei mici au fost fascinați de modul în care s-au învârtit în aer și au făcut tot felul de mișcări, cu mișcări care au ridicat tensiunea la sol. Oamenii au privit fascinați de tot ce se întâmplă aici. Sunt oameni veniți încă de la primele ore, încă de la ora 9, oameni care au venit mai târziu undeva în jurul prânzului, pregătiți cu umbrele, cu șepcuțe, cu cremă de protecție solară, astfel încât să poată rămâne aici pe aeroportul Băneasa cât mai mult timp pentru a se bucura de acest eveniment, pentru că știm că este unul dintre cele mai așteptate evenimente. Dacă sunteți în București, trebuie neapărat să veniți aici. Maria, după ce termin treaba în redacție, hai aici, ai o grămadă de lucruri frumoase de văzut și trebuie să știi că tot acest show aviatic se va încheia undeva târziu, noapte, după ora 20-30, vor începe concertele aici pe pista aeroportului Băneasa, vom avea și focuri de artificii și în continuare până la ora 20 avem un show aviatic de excepție pe care, dacă nu sunteți din București și nu aveți cum să ajungeți aici, cu siguranță tot ce e mai frumos vedeți aici la noi, la Antena 3 CNN. Mulțumesc foarte mult, Radu, mulțumesc și de invitație.